O secvență din Doljul tradițional a fost astăzi pusă în evidență printr-o nouă ediție a proiectului Doljul Bucate. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Facultatea de Litere au organizat evenimentul în holul central al Universității din Craiova. În cadrul manifestării au fost prezentate mai multe filme și o expoziție foto sub genericul La Vatra cu Bucate ca în povești. Participanții s-au putut bucura și de cântece populare și de gustări de preparate culinare tradiționale. Prin felul acesta, studenților de la Facultatea de Litere care au participat la acest proiect de practică să li se dea importanța cuvenită. Cultura populară nu este doar o metaforă, cultura populară este un lucru foarte concret. Nu ne dăm seama, de ea ne înconjoară și ne modifică sau ne impune un anumit comportament cât se poate de brutal. Și exemplul cel mai concludent este ceea ce ne înconjoară la ora aceasta. Cultura populară nu înseamnă doar cântec, nu înseamnă doar poveste, nu înseamnă baladă, nu înseamnă mit. Cultura populară înseamnă și mâncare, sau începe cu un lucru foarte concret, care este felul în care mănânci ceea ce mănânci, felul în care transformi ceea ce Dumnezeu îți dă în hrană și în felul acesta, acea relație dintre pământ și dumnezeire se manifestă într-un mod cât se poate de concret. Țăranul român a făcut lucrul acesta de când se știe. Țăranul român aduce acest lucru și într-un mediu universitar, în felul cel mai tradițional cu putință, doljul în bucate. Doljul Bucate este o călătorie prin viața satului tradițional doljean, ilustrată prin diversitate culinară și poveștile protagoniștilor care refac tabloul reunirii familiei țăranului autentic în jurul mesei. Astăzi am venit cu preparate din pește, în primul rând saramură de pește, pește pe orez la cuptor, raci de post, spanac cu smântână și ouă ochiuri, spanac cu maioneză, brânză, ouă roșii, pâine din țăs de la bunica, cu vin, cu țuică. Mai multe produse gogoși, neatinse, care se fac numai pe bază de lingură, fără ca să atingi, cu mâna, fără să pui. Prăjiturile diverse, piftia de cocoș, o brutiță, pentru că la noi conviețuiesc pe teritoriul comunei 5 naționalități, albanezi, sârbi, bulgari, berceni și de toate. La 82 de ani, tanti Mărioara Lucica din orașul Dăbuleni a venit cu produse tradiționale făcute cu multă dăruire. Urzicele cu usturoi tocat în ele, cu boia. Aici este raci băgat la cuptor, umplut cu ciuperci, cu cocă. Aici sunt prăjituri, plăcinte umplute, iar cu ciuperci, cu miere. Iar urzicele făcute iar cu usturoi și cu la mămăligă prăjită pe plită să mănânce cu mâncat cu urzici. O stropior de pui, urzici, iar plăcinte, iar pâiniță făcută la cuptor dospită, iar raci simpli cu cocă și cu ulei și cu praz, cu ceapă. Cine v-a ajutat să faceți atâtea preparate? Câteva fete de acolo, de la noi. Și de această dată, proiectul a implicat îndeosebi comunitatea locală. Cetățenii cu drag de autentic și dor de satul tradițional au fost primii susținători ai proiectului.